militare. Deci, din aceste motive, practic, suntem nevoiți să cerem un control de constituționalitate a acestei legi care a fost adoptată și vreau să fiu foarte clar, această solicitare de control de constituționalitate vizează doar legea care modifică ordonanța de urgență și nu ordonanța de urgență ca atare. Deci ceea ce s-a decis prin ordonanța de urgență, indiferent de ce decide Curtea Constituțională, rămâne aplicabil în continuare. Dar aceste modificări, care, după cum spun, au fost făcute pe picior fără să aibă în spate o analiză consistentă, aceste modificări trebuie verificate de Curtea Constituțională pentru a fi sigur că ele sunt constituționale, pornind de la acele vicii pe care noi le-am constatat de respectarea unor proceduri și de respectarea chiar a unor legi care au fost votate de Parlament.